Ia și la mulți ani. La mulți ani vorbim despre recorduri de temperatură în această perioadă pentru ultimele decenii. Ce incidente majore s-au înregistrat? Din fericire, la serviciul de ambulanță București-Ilfov, numărul solicitărilor nu a crescut excesiv, astfel că în ultimile 24 de ore s-au înregistrat 1226 de solicitări. Dintre acestea, aproape 600 au fost cazuri de urgență de cod galben și cod roșu. Din totalul cazurilor, au fost 38 de persoane fără adăpost, care au fost transportate o parte la spitalele de urgență, altă parte la adăposturile primăriilor. Cele care nu au avut probleme medicale, au fost 14 lipotimii în loc public, 8 traumatisme prin cădere cu suspiciune de fractură luxație întorsă, de asemenea au fost 11 nașteri, deci 11 doamne au fost transportate la spital ca să nască și o singură intoxicație cu alcool. Da, doamnă, vremea nu ține cont de sărbători, afară e gernă praznic, dar la noapte e revelionul. Sunt petreceri în aer liber, oamenii mai consumă băuturi alcoolice. Care sunt sfaturile dumneavoastră? Obligatoriu să se îmbrace foarte bine dacă au de gând să facă revelionul, măcar câteva ore în gerul de afară. Îmbrăcămintea trebuie să fie o îmbrăcăminte adecvată, cu în mai multe straturi, subțiri, dar călduroase, iar la exterior să aibă obligatoriu o haină impermeabilă și care să-i protejeze de umezeală și vânt. Să-și protejeze cu mare grijă extremitățile. Capul purtând căciulă de polar, care e foarte călduros și ușor de purtat, căciulă de lână, să folosească fular care să protejeze fața, de asemenea să poarte mănuși, obligatoriu mănuși călduroase, impermeabile, să poarte ciorapi care să fie groși și călduroși, iar încălțămintea să fie impermeabilă și, dacă se poate, indicat ar fi cu talpă antiderapantă. Alice Grasu. Și categoric să nu consume alcool decât în cantitate moderată sau deloc, abia când ajung acasă să bea paharul de vin. Director Ambulanța București, Alice Grasu, mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. Probleme mari.